Chiar dacă prima întâlnire cu parlamentarii din Oltenia a fost sortită eșecului, managerul CEO Laurențiu Ciurel i-a convocat din nou pe aleși la o ședință. De data aceasta, 10 parlamentari au confirmat deja prezența. Sper că reprezentanții Burjului, ai Dujului și ai Mehedinților să fie prezenți împreună cu autoritățile locale ca să vedem în timpul scurt care am rămas până în decembrie ce se mai poate face să salvăm această ramură pe termen mediu și lung. Senatorul PNL Gorj Dian Popescu a confirmat faptul că se va prezenta la întrevederea organizată de CEO. Atâta timp cât directorii și managementul complexului cer sprijinul parlamentarilor, noi trebuie să-l acordăm. Pentru a urma, asta este menirea noastră, mai ales că în acest moment se discută de legislație comunitară vis-a-vis de certificatele de CO2. Voi fi cu siguranță acolo și voi sprijini viabilitatea complexului energetic Oltenia în Parlament, eventual cu memoriu către Comisia Europeană. La întâlnire va ajunge și deputatul ALDE Gorj Ion Cupă. Am confirmat ce și de data asta prezența și cu siguranță voi fi acolo. Inițiativa lui Laurențiu Ciurel vine înaintea unei întâlniri deosebit de importante ce se va desfășura în decembrie la Paris, acolo unde se va stabili în mare soarta producătorilor de energie pe bază de cărbune.